Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Misterele Istoriei, vorbim despre Bătălia Necunoscută, cea de-a doua posadă, după un material scris de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Actul de naștere al țării românești. Într-un clasament al celor mai importante succese militare românești din toate timpurile, cel obținut în noiembrie 1330 de către voievodul Basarab I, împotriva regelui Carol Robert de Anjou, ocupă cu certitudine unul dintre locurile de onoare. Importanța victoriei lui Basarab este dată nu doar de caracterul ei indiscutabil, în pofida unei disproporții de forțe evidente și a unui context internațional care îl dezavantaja pe voievodul român. Dincolo de toate acestea, este și momentul apariției primul stat românesc medieval, numit Țara Românească. Deci se poate spune fără teama de a greși că victoria de la Posada reprezintă actul de naștere al țării românești. Istoricii susțin că, prin consecințele sale de lungă durată, victoria lui Basarab a marcat însă întreaga evoluție a statalității românești de sine stătătoare, de la originile sale medievale până în ziua de astăzi. Și puține dintre bătăliile purtate în istorie au avut consecințe la fel de importante. Angajarea lui Basarab în Marele Război împotriva lui Carol Robert, purtat în perioada 1316-1324, de o vastă coaliție alcătuită din sârbi, bulgari, ruteni, tătari și nobili transilvăneni rămași fideli fiilor postului voievod al Transilvaniei, Ladislav Can, este atestată însă doar pentru etapa finală a conflictului, materializată prin atacuri lansate de Basarab împotriva Mehadiei, în perioada 1322-1324, în cooperare cu aliații săi sârbi și bulgari. Dar în anul 1323, Basarab a intervenit dincolo de Dunăre și a participat efectiv în calitate de aliat al țarului bulgar Mihail Șișman la războiul purtat de acesta împotriva Imperiului Bizantin. Un an mai târziu, în 1324, ca urmare a negocierilor purtate de Basarab cu reprezentantul diplomatic al lui Carol Robert, comitele Martin al Sălajului, între Ungaria și Țara Românească a fost reinstaurată pacea. Din punct de vedere formal, Basarab devenea, din acest moment, un vasal de circumstanță al regelui Ungariei, care îl numește, de altfel, la 26 iulie 1324, Basarab, voievodul nostru transalpin. Basarab nu a făcut însă cu această ocazie niciun fel de concesie teritorială vecinului său dinspre nord, el continuând să rămână și după această dată stăpânitorul cetății Severinului. De asemenea, voievodul român Basarab I nu și-a asumat niciun fel de altă obligație față de regele Ungariei, cu excepția achitării unor obligații financiare cărora nu li se poate preciza valoarea, oricum fiind nesemnificativă. Carol de Anjou a vrut să profite. În anul 1330, țarul bulgar Mihail Șișman, aflat la apogeul puterii sale, începe un război contra sârbilor și din nou este susținut de voievodul muntean. Dar, la Velbujd, în 18 iulie 1330, oastea regelui sârb Ștefan de Sanski obține o mare victorie, iar Mihail Șișman, grav rănit, a căzut în mâinile învingătorilor, stingându-se din viață câteva zile mai târziu. Conform istoricilor, marea victorie sârbă de la Velbujd a declanșat o gravă criză de echilibru în Balcani. Erau afectate Bulgaria, Serbia și Țara Românească. Prin moartea țarului Mihail, sistemul politic creat de acesta în jurul Bulgariei s-a dezorganizat, iar Serbia s-a pomenit în postura de deținătoare a unei hegemonii pentru care nu era încă pregătită. Consecințele acestei modificări a raportului de forțe de pe scena politică sud-est europeană s-au resimțit fără întârziere la nordul Dunării. La aflarea veștii înfrângerii lui Mihail Șișman și a destrămării sistemului politic patronat de acesta, Carol Robert de Anjou a luat decizia de a-și încheia socotelile cu Basarab și de a readuce teritoriile de la sud de Carpații Meridionali
la ascultare față de coroana Ungariei, printr-o acțiune armată decisivă. Campania lui Carol Robert de Anjou împotriva țării românești a fost, fără îndoială, o urmare directă a evenimentelor balcanice din vara anului 1330. Ce ne spune cronica pictată de la Viena? Pentru a reuși să declanșeze campania împotriva lui Basarab la începutul toamnei, regele a fost însă nevoit să se limiteze doar la o mobilizare parțială a armatei sale. În condițiile în care timpul necesar pentru mobilizarea armatei regale a Ungariei era în această epocă de cel puțin 2 luni. Cronica pictată de la Viena surprinde de altfel această realitate. Regele și-a adunat o armată numeroasă, dar nu totuși întreaga sa putere, căci destinase foarte mulți luptători pentru diverse expediții împotriva dușmanilor regatului. În schimb, Basarab, fiind și el în dificultate ca rezultat al înfrângerii de la Velbujd, a fost obligat să se bazeze în principal pe forțele sale proprii și nu prea mari, nici nu putea să mai recurgă la vechii săi aliați. Așa se și explică atitudinea defensivă și împăciuitoare de care Basarab a dat dovadă la începutul expediției, dar Fălos, regele maghiar, a refuzat toate propunerile de pace ale voievodului muntean. Atragerea în capcană și dezastrul maghiar. La început, campania maghiară a avut ceva succese facile ocupând cetatea Severinului, cetate cu o valoare strategică inestimabilă pentru Ungaria. După care, prea sigur pe superioritatea sa militară, Carol Robert a refuzat însă oferta de pace a lui Basarab și, în pofida anotimpului nefavorabil, și-a continuat înaintarea către Argeș, capitala țării românești. Înaintând într-un teritoriu pustit de localnici, înfometată și lipsită de aprovizionare, oastea regală era deja extenuată în momentul în care a atins obiectivul pe care și-l stabilise. În aceste condiții, asediul cetății de reședință a voievodului s-a dovedit a fi un insucces. Pentru a salva aparențele, regele a încheiat cu Basarab un armistițiu, a ridicat asediul și și-a început retragerea spre Transilvania, încercând să-și deschidă drum prin defileele Carpaților meridionali, probabil urmând actualul drum numit Transfăgărășan, așa cum îi spuneau ciobanii Vama Cucului. Atunci, voievodul muntean a realizat că nu va mai avea poate niciodată o șansă atât de favorabilă. Ceea ce a urmat a fost, pentru oastea regală maghiară, un adevărat dezastru. Trupele lui Carol Robert de Anjou au fost surprinse într-o ambuscadă și izolate într-una dintre văile înguste ale munților, Posada, care înseamnă trecere, după care au fost aproape nimicite de către oștenii voievodului într-un măcel care s-a prelungit de vineri 9 noiembrie până luni 12 noiembrie 1330. Regele maghiar abia și-a salvat viața cu mare dificultate, travestindu-se în hainele unuia dintre credincioșii săi. Ce s-a întâmplat după Posada? Consfințind independența țării românești față de coroana Ungariei, victoria din anul 1330 a transformat de asemenea în mod fundamental poziția sa internațională. Respingând cu succes, fără niciun sprijin din partea aliaților săi, o invazie condusă de însuși regele Ungariei, Basarab I și-a cucerit o poziție de prestigiu pe scena politică a Europei sud-estice, poziție la care este puțin probabil ca înaintașii săi să fi îndrăznit vreodată să aspire. În anii care au urmat, Basarab și urmașii săi au ajuns protectori ai țărilor din Vidin și ai altor stăpânitori balcanici, aliații ai regilor sârbi și ai împăraților bizantini. În deceniile următoare, confruntările româno-ungare s-au succedat periodic cu rezultate schimbătoare, consfințând însă consolidarea domniei țării românești. Ulterior, în ultimele decenii ale secolului al XIV-lea, țara românească și Ungaria și-au unit însă în repetate rânduri forțele pentru a lupta împotriva agresiunii otomane. Dar să revenim la Posada, la înfrângerea maghiarilor și la spiritul revanșist al acestora. Bătălia uitată și neglijată de istorici.
Se pare că ungurii și conducătorii lor nu au digerat deloc bine umilitoarea înfrângere de la Posada, mai ales că floarea nobilimii maghiare și transilvane își lăsase pe vecie oasele prin munții munteni, potrivit istoricului maghiar Teac István. Se știe că orice război împotriva românilor care erau de altă religie era privit la Budapesta cu echivalentul unei cruciade, și nu numai la Budapesta, ci și la Viena. Expediția lui Carol Robert de Anjou împotriva țării românești din anul 1330 se soldase cu catastrofa de la Posada, dar lecția primită a fost repede uitată de maghiari și mai ales de urmașul lui Carol Robert de Anjou. Dacă acesta se împăcase într-un fel cu înfrângerea și umilirea și condițiile noi de pace între Ungaria și țara românească, fiul său Ludovic de Anjou s-a gândit că este mai viteaz și priceput decât tatăl său și singura sa dorință era să răzbune umilitoarea înfrângere din anul 1330. Și așa a urmat ceea ce istoricii nu amintesc decât rar și întreacăt, iar în manualele de istorie nici nu se amintește ceea ce s-a numit cea de-a doua Posadă. Campania lui Ludovic de Anjou. Trecuseră ani, cele două țări, Ungaria și țara românească, se aflau într-o kvasi acalmie militară, dar se schimbaseră și conducătorii. În Ungaria, pe tron, se instalase Ludovic de Anjou, iar în țara românească domnea acum voievodul Vladislav I Vlaicu, fiul lui Basarab I. Dornic de revanșă, mânat de spălarea rușinii familiei de Anjou, încă din primele sale zile ca rege al Ungariei, Ludovic a început să-și pregătească răzbunarea. Pentru asta a adunat o oaste mare, a apelat și la mercenari, dar și la nobilii maghiari din Transilvania. Când a considerat că este pregătit, în anul 1368 a declanșat campania militară care urmărea nu numai răzbunarea, dar și anexarea țării românești la regatul maghiar. Planul lui Ludovic era aproape perfect din punct de vedere strategic și prevedea practic o încercuire din două direcții. Astfel, o armată maghiară urma să acționeze în zona Severinului, unde ar fi fost normal să atragă principalele forțe românești. În același timp, oastea Transilvaniei, compusă din forțele nobililor maghiari și din secui în principal, trebuia să treacă munții prin zona Buzăului, să realizeze o încercuire strategică și capturarea principalelor orașe ale țării românești. Luptătorii armatei lui Ludovic, cu toții catolici, considerau campania ca pe un sfânt război religios dus contra necredincioșilor valachi. Conform documentelor vremii, soldații maghiari dispuneau de coifuri, scuturi și platoșe din metal pentru a rezista la loviturile de săgeți. Planurile gândite la Budapesta au fost puse în aplicare, dar nici regele și nici strategii săi militari nu au luat în calcul tradiționalele formule de luptă și apărare ale valahilor munteni. Inițial, planul părea că merge bine, cu astea mare a lui Vladislav deplasându-se spre Severin, condusă personal de voievodul muntean, iar o mică armată sub conducerea pârcălabului Dragomir, un băiat de încredere și experimentat în ale războiului, urma să apere țara din răsărit. Dragomir a organizat o linie defensivă pe râul Ialomița, dar întăriturile n-au rezistat asaltului soldaților bine protejați de coifuri, scuturi și armuri, ostașii munteni fiind siliți să părăsească sângerosul câmp de luptă. Deci totul mergea bine pentru Ludovic de Anjou, numai că a urmat cea de-a doua Posadă, bătălie Copie la Indigo. Oastea maghiară a pornit jubilând după victoria facilă de pe râul Ialomița în urmărirea soldaților munteni și astfel s-au îndreptat spre Câmpul Lungul Voievodal, oraș ce părea acum ușor de cucerit, deschis, dar s-a ajuns într-un loc îngust din munți și cei robiți de beția victoriei au căzut în capcană. Practic s-a repetat situația din anul 1330, fiindcă soldații maghiari călări nu s-au putut desfășura din cauza terenului strâmt, iar infanteria nu a putut rezista săgeților trase de la înălțime. De asemenea, ca și la anterioara Posadă, oastea dușmană a fost zdrobită de bolovanii și stâncile prăbușite asupra ei de către oamenii lui Vladislav și Dragomir.
Astfel, oameni și cai au fost loviți de proiectilele ce veneau din toate direcțiile. Copacii doborâți erau suficienți pentru a forma obstacole greu de străbătut. Se repeta cumva scenariul de la Posada și voievodul Nicolae a fost ucis. La fel ca și în cazul luptei din anul 1330, floarea nobilimii maghiare, în special transilvane, și-a găsit sfârșitul în noua Posadă. Astfel se știe că printre cei căzuți s-a numărat voievodul Nicolae, dar și vicevoievodul Petru, deci toată conducerea Transilvaniei maghiare a fost nimicită. Au mai căzut uciși Petru Rufus, castelanul de la cetatea de Baltă, și conții secui Petru și Ladislau, renumiți în epocă pentru vitejia lor în lupte. Au mai pierit în luptă și episcopul de Mureș, dar și conducătorii cetăților de la Alba Iulia, Deva și Satu Mare. Cei care au scăpat din ambuscadă nu au avut însă prea mare noroc. Ieșind cu viață din strâmtoarea munților, au nimerit însă într-o zonă mlăștinoasă, unde a continuat dezastrul și măcelul. Soldații valahi nu i-au slăbit deloc și i-au urmărit peste tot. Și astfel, marea majoritate a soldaților maghiari a murit, iar pe câmpul de luptă au rămas mai toate steagurile și însemnele militare ale oastei lui Ludovic de Anjou. Se spune în cronici că trupul voievodului Nicolae cu greu a fost salvat de credincioși pentru o înmormântare demnă de un conducător feudal. Urmările istorice ale dezastrului din munți. Dezastrul repetat din munții valahilor a constituit o lecție pentru regele maghiar, care nu a mai cutezat vreodată să atace țara românească. În schimb, a trecut la consolidarea granițelor, întărind cetatea Severinului și construind vestitul castel-cetate de la Bran. Pentru apărarea culoarului Bran-Rucăr, Ludovic de Anjou a angajat mercenari, printre aceștia aflându-se și vestiții arcași englezi. Pierderea celor două armate, în 1330 și 1368, i-a făcut pe conducătorii maghiari să evite conflictele cu țara românească. În schimb, și-au mutat atenția spre cealaltă țară locuită de români, Moldova, și au încercat să o anexeze în două rânduri, în anii 1395 și 1467, dar fără succes și de această dată. Una dintre gravele probleme cu care s-a confruntat regatul maghiar, datorită celor două mari și umilitoare înfrângeri, a fost scăderea drastică demografică, ce apoi a dus la o reducere treptată a trupelor militare combatante. Și astfel, Ungaria a ajuns ușor pradă turcilor, care ulterior au transformat-o în pașalâc, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată cu vreuna din țările române, fie că s-a numit țara românească, Moldova sau Transilvania. În concluzie, victoria din anul 1368 a fost o mare realizare a oastei muntene și a voievodului Vladislav I Vlaicu. Dar, din păcate, este rar amintită în cărțile de istorie și nici măcar nu se știe precis, undeva între Târgoviște și Câmpul Lung, unde s-a desfășurat cea de-a doua Posadă. Amintirea ei este totuși păstrată în cronicile vremii și, culmea, mai ales în cele maghiare și bizantine. Prieteni, îi mulțumim lui George Hodorogea pentru acest material și vouă pentru că ați fost alături de noi. Numai bine până data viitoare, pe curând!